aspecte care țin de partea teoretică, înainte de a intra efectiv în pâine și de a face o mulțime de exerciții pentru a pune în practică ceea ce am învățat până acum. Mai exact, vom discuta despre regula primei vopsiri și despre acoperirea firelor de păr alb. Bun, regula primei vopsiri. De ce există o regulă în acest sens? Pentru că în momentul în care vopsim părul sau îl decolorăm, trebuie să ținem cont de un aspect, și anume, de jur împrejurul scalpului nostru există o distanță, o bandă de căldură de maxim 1,5 cm, unde există un aport de căldură emanat de către scalpul nostru. Da? Corpul nostru este cald, avem o temperatură normală corpului de 36 de grade și în momentul în care noi vopsim părul și există un produs la nivelul scalpului nostru, această căldură emanată de către corpul nostru, de către scalpul nostru, ajunge până la o distanță de maxim 1,5 cm. Ori, în momentul în care vorbim de aplicarea unui produs pe păr și de aport de căldură, trebuie să ținem cont de faptul că acolo unde există aport de căldură, deschiderea va fi mai mare sau mai intensă. Astfel, dacă aș vopsi un păr pentru prima dată și aș depune toată vopseaua, atât pe rădăcini, da, cât și pe lungimi, aceeași formulă cap-coadă și vreau să vopsesc acel păr și practic o să-l deschid, da? Vreau să merg în deschidere, o să constat la final că am o deschidere ușor mai mare pe zona de rădăcină și o deschidere mai mică pe lungime. Tocmai de aceea trebuie să tratez diferit această situație. Această bandă de căldură, eu trebuie să o corectez prin ceva anume. Trebuie să am o strategie și trebuie să mă gândesc cum să fac acest lucru. Ca să am un rezultat uniform la final, trebuie să fac, să aleg unul din cele două lucruri, una din cele două soluții. Fie corectez banda de căldură, le corectez, uniformizez sau suplinesc, da, suplinesc căldura prin timpul de acționare, care va fi diferit pentru rădăcină și pentru lungime, fie prin folosirea oxidanților diferiți. Și anume, dacă am un păr în treaptă de 5 și vreau să ajung într-o treaptă de 7, da? Acum știu deja oxidantul, de la 5 la 7 am 2 tonuri, deci cel mai sigur, 2 tonuri le obțin cu 9%, 30 de volume, da? Știu sigur că dacă voi pune, da? Dacă voi pune 7 cu 9% pe păr, voi obține acel 7. Dar voi obține fie un 7 mai deschis, mai luminos, mai intens pe rădăcină, da? Și mai închis pe lungime, fie voi obține un 7 pe rădăcini, iar dacă este frig în cameră, pot să obțin chiar un 6, 6 și jumătate, o să-mi iasă lungimile mai închis. Și atunci, ca să suplinesc acest lucru, să am un rezultat uniform, atunci voi folosi 7 cu 9% pe rădăcină și 7 cu 12% pe lungime, dacă vreau să am aceeași deschidere. Practic, lipsa mea de căldură de pe lungime o suplinesc cu un oxidant un pic mai mare. Da? Sau, fie mă apuc întâi și aplic lungimea, mai puțin banda de căldură de 1,5 cm, da? Aplic lungimea, o las să proceseze 10-20 de minute, după care mă apuc și aplic rădăcina va acționa mai puțin, nu se va deschide la fel de bine
și voi spăla cu totul și în felul acesta voi avea aceeași deschidere peste tot. Personal, mi-e un pic mai greu să fac metoda asta cu timp de acționare diferiți, pentru că odată ce ai aplicat lungimea, vopseaua pe lungime, ți-e greu să vii să faci iar cărări și să aplici rădăcina, să emulsionezi, nu știi dacă s-a deschis, nu s-a deschis, trebuie să verifici rădăcina, e un pic mai complicat. Tocmai de aceea îți recomand să folosești tehnica oxidanților diferiți. Dacă am 3% pe rădăcină, 6% pe lungime. Dacă am 6% pe rădăcină, 9% pe lungime. Dacă am 9% pe rădăcină, 12% pe lungime. Și tot așa. Da? Deci, cel mai simplu este să folosești oxidanți diferiți. De asemenea, mai este și varianta în care am o clientă care a fost vopsită, are vopsea pe lungime, i-a crescut rădăcina, a venit la întreținere, dar mi-a venit la întreținere cu o rădăcină de 3-4 luni, care înseamnă vreo 3 cm, să spun. Și atunci, dacă eu mă apuc, da, asta este rădăcina de 3 cm, dacă eu mă apuc și aplic aceeași vopsea, da, de acolo până acolo, primul centimetru și jumătate îmi va ieși mai deschis, următorul centimetru și jumătate nu se va deschide la fel de bine, că nu mai are aportul de căldură de la scalp și atunci, practic, aici îmi va apărea în păr o bandă mai închisă și uite așa se transformă părul meu în zebra look. O bandă mai închisă pe care foarte greu vei reuși să o corectezi ulterior, poate doar din decolorat, da? Tocmai de aceea, dacă am această situație, mă duc și fac același lucru, folosesc oxidanți diferiți. Îmi aplic prima porțiune, rădăcina mică de 1,5 cm cu un oxidant de 6, spre exemplu, dau un exemplu, da? După care vin și iau iarăși părul, pe banda asta îmi aplic aceeași formulă, dar cu un oxidant de 9% mai mare, astfel încât la final să am aceeași deschidere și banda mea să se deschidă la fel de bine ca rădăcina și culoarea să fie frumoasă și uniformă de acolo până acolo. Da? Bun. Hai să discutăm un pic și despre firele de păr alb. Bun. Sunt anumite reguli. În momentul în care vorbim de acoperirea firelor de păr alb, sunt anumite reguli pe care trebuie să le cunoști și de care trebuie să ții cont, astfel încât să nu ai probleme când vrei să vopsești un păr alb. Sincer, acoperirea firelor de păr alb reprezintă cea mai mare provocare pentru oricare stilist și pentru oricare clientă în parte. Pentru că, într-adevăr, uneori poate fi dificil să acoperi firele de păr alb, mai ales pe trepte destul de deschise. Ca să nu întâmpin astfel de situații sau ca să diminuezi procentul lor, pentru că întotdeauna poți să ai surprize, îți recomand să urmărești și să ții cont de aceste reguli pe care ți le voi expune în imediat în perioada următoare. Perfect. În primul și în primul rând, pentru orice clientă, inclusiv pentru un vopsit și acoperire de fire de păr alb, ar trebui să ții cont și să faci o diagnoză corectă a părului. Ce presupune asta, vei afla imediat în cursul următor. Dar primul pas este să faci diagnoză corectă a firului de păr. Și să stabilești dacă ai sub 30% fire de păr alb sau dacă ai peste 30% fire de păr alb. Pentru că de acest procent depinde decizia ta de a folosi sau nu folosi baza naturală în formula ta de culoare. Când vopsim părul, sau mai bine zis, în momentul în care de învăța treptele de culoare, da? Deja cred că le știi până acum, că le-am repetat de câteva ori și am învățat treptele de culoare de la 1 la 10.
vei descoperi că în fiecare catalog al fiecărui brand de vopsele există și categoria de baze naturale. Aceste baze naturale sunt de obicei notate fie simplu cu numere de la 1 la 10. Dacă știi că ai doar un, vezi 1, 2, 3 până la 10 fără niciun punct, înseamnă că acea nuanță este o bază naturală, da? Fie sunt notate cu punct 0, punct 00 sau cu o literă N, 8N, 8 natural, e bază naturală, sau 8NB, o bază naturală caldă, sau 8NI, 8 natural intens. Da? Ele sunt numerotate separat, de obicei sunt numerotate fără nimic după punct sau cu punct 0 sau punct 00. Acelea sunt baze naturale, sunt vopsele special create pentru acoperirea firelor de păr alb. Dacă am o clientă care are puține fire de păr alb, sub 30%, teoretic nu ar trebui să ții cont de acest procent și aș putea să vopsesc acel păr doar cu nuanța mea fashion pe care mi-o doresc. Da? Dacă vreau să vopsesc părul în 7-4 arămiu, folosesc 7-4 arămiu. Dar, dacă clienta mea are fire de păr alb mai mult de 30%, în formula pe care eu o voi face pentru clienta mea, va trebui să folosesc și bază naturală pentru acoperirea firelor de păr alb, să pun, să pigmentez acel fir alb cu nuanța naturală, da? Cu pigmentul natural din treapta unde vreau să ajung. Gen, dacă vreau să fac un 7-4, în 7-4 va trebui să pun și jumătate din formulă 7, da? Din numărul 7, care înseamnă treaptă naturală, bază naturală. Da? Dacă vreau să vopsesc din 6, să ajung la 7-4 și am mai mult de 30%, atunci automat că mă voi duce și voi folosi 7 plus 7-4. Da? Și da, pentru că vorbesc de la 6 la 7, vorbesc de deschidere un ton, voi folosi oxidant de 6%. Da? 7 îmi va acoperi firele de păr alb, 7-4 îmi va da reflexul de arămiu pe care mi-l doresc. Ok. Bun. Mai departe. Reguli pe care trebuie să ții cont. Întotdeauna folosește oxidantul corect pentru ceea ce ai tu nevoie. Ai nevoie de un ton deschidere, folosește 6%. Ai nevoie de două tonuri deschidere, folosește 9%. Sunt multe branduri care au o regulă, ce anume vopselele lor acoperă firele de păr doar cu 6%. Asta este cea mai întâlnită. De obicei, dacă există regula asta, brandul cu care lucrezi ar trebui să îți spună. Dar, în mod normal, nu ar trebui să existe o regulă de genul ăsta și ar trebui ca vopseaua pe care o folosești să aibă capacitatea de acoperire a firelor de păr alb, indiferent de oxidantul cu care o folosești. Da? Totdeauna, sfatul meu este să folosești oxidantul corect pentru deschiderea de care tu ai nevoie. De asemenea, folosește întotdeauna proporția de amestec indicată de producător. Dacă producătorul îți spune că vopseaua lui se folosește 1 la 1, neapărat folosește-o 1 la 1. Dacă o vei folosi 1 la 1 și jumătate, practic o vei dilua, nu va mai avea aceeași posibilitate de acoperire a firelor de păr alb. Motiv pentru care îți recomand să folosești întotdeauna la orice formulă pe care o faci sau o creezi, să folosești cântarul. Despre el este vorba. Cântarul nu trebuie să lipsească din salonul tău, indiferent că vorbim de formule pentru colorare sau decolorare, este foarte important să folosești proporțiile de amestec recomandate de producător pentru fiecare produs în parte. Da? De asemenea, este foarte important să folosești produs suficient. Da. O
o să mergem la partea practică în care vei învăța exact cum să aplici vopseaua pe firul de păr și este foarte important să ții cont de acest aspect și să pui produs suficient, pentru că dacă nu pui produs suficient, nici rezultatul nu are cum să fie la fel de bine scontat. În mod normal, nu ar trebui să vopsești o rădăcină cu vopsea mai puțin de un tub, adică mai puțin de 60 de grame pe o rădăcină, nu prea are cum să-ți iasă, decât dacă ai într-adevăr un fir de păr extrem de rar, un păr extrem de rar, și atunci poate că ți intră mai puțină vopsea pe rădăcină să le vopsești. Dar în mod normal, un tub și jumătate ar trebui să ți intre ca și vopsea pentru vopsit de rădăcină. Da? Deci dacă vopsești un păr și ai amestecat în vazonaș un tub de vopsea și la final te uiți și vezi că ți-a rămas jumătate de vopsea, e clar că nu ai aplicat suficient produs. Da? Bun. Neapărat aplică corect produsul, asta am spus, o să te învăț cum să aplici corect produsul, pentru că se pot întâmpla niște lucruri și acolo, și neapărat respectă timpul de acționare. Dacă un producător sau un brand îți spune că vopseaua lui acoperă firele de păr alb în 35 de minute, este foarte important să lași produsul pe păr să acționeze 35 de minute. Poate pentru fire de păr alb poți să lași și 45 minute în plus, nu strică, dar în niciun caz mai puțin, pentru că nu va avea timp acel produs să își facă bine treaba, să încheie procesul, să facă depozitarea. Da? Pentru că în momentul în care vopsesc părul, da, am pus vopseaua pe păr și am așa, la brandul care eu lucrez, timpul de acționare recomandat este de 35 de minute. Ei bine, din astea 35 de minute am așa, 15 minute este deschiderea, nu, scuză-mă, 5 minute deschiderea cuticulei, apoi urmată de 15 minute deschiderea melaninei naturale și încă 15 minute depunerea de culoare și încheierea procesului. Da? Deci, practic, dacă eu aș lăsa clienta 5 cu 15, 20 de minute, nu s-ar mai efectua procesul de depunere al culorii. Da? Dacă aș lăsa o 25 de minute, iar nu este suficient. Eu am nevoie să o las 35 de minute. Dacă lași clienta mai mult de 35 de minute sau mai mult decât timpul indicat, ce se întâmplă? În mod normal, procesul în care, etapele care se derulează în momentul procesului de vopsire sunt următoare. Deschiderea cuticulei, da? Formarea culorii și depunerea de culoare. Practic, încheierea procesului. Am venit, am deschis cuticula, am deschis melanina, mi-am format culoarea, am depus culoarea și am spălat părul, am închis cuticula. Ei bine, fiecare etapă din asta are un timp. În momentul în care las produsul mai mult pe firul de păr, mai mult decât trebuie, practic, mie ce mi se întâmplă? Mi se întâmplă o depunere mai mare. Practic, din 15 minute de depunere, o să am 20 de minute sau 25. Asta înseamnă că am o depunere mai mare de pigment în firul de păr. Practic, culoarea mea va începe ușor, ușor să se închidă din cauza faptului că se depune mai mult pigment, culoarea va ieși mai opacă, va ieși un pic mai închisă. Motiv pentru care, de multe ori, persoanele, mă rog, colegii de preaslă folosesc această tactică, lasă vopseaua mai mult pe firul de păr pentru o depunere mai mare, în special pe firele de păr alb, ca să prindă mai bine.
Practic este vorba doar de un surplus, nu? De depozit de pigment în acel fir de păr, care oricum se va duce la următoarele spălări și va ieși tot ce trebuia să iasă de la bun început. Recomandarea mea este să lași timpul normal de acționare, maxim poate 5 minute în plus. Îți mulțumesc pentru atenție și te aștept la următoarea lecție. Să nu ți se pară prea greu. Știu că poate ești în ceață, a fost cam multă informație până în momentul de față, dar îți recomand ca între acest curs și următorul curs, în care te voi învăța cum să faci o diagnoză corectă și completă a firului de păr, să revizuiești tot ce ai învățat până acum și neapărat să înveți noțiunile despre păr, să îți recapitulezi clasificarea și tipurile de păr, să înveți noțiunile despre culoare, culori primare, secundare, terțiare, neapărat culorile secundare, culorile complementare, scuză-mă. Mai uită-te odată pe cercul de culoare, mai uită-te odată pe tabelul de pigment rezidual, recapitulează treptele și reflexele, ce să mai, recapitulează tot, pentru că vei avea nevoie de toate. Crede-mă că ceea ce eu am predat până în momentul de față sunt doar câteva informații condensate din muntele de informații care există în acest domeniu. Tocmai de aceea nu prea mai ai la ce să mai renunți din informațiile prezentate aici și crede-mă că vei avea nevoie de toate. Tocmai de aceea te rog, fă o recapitulare, recitește notițele pe care ți le-ai luat sau mai uită-te încă o dată la aceste materiale, pentru că data viitoare vom învăța să facem o diagnoză corectă și completă și vom începe deja să jonglăm și să punem în practică informațiile acumulate până în momentul de față. Îți mulțumesc! Sănătate și numai bine!